Bun găsit, prieteni! Astăzi vom descoperi împreună usturoiul macerat în vin roșu, remediul care îți purifică organismul. Mâncăm sănătos, facem mișcare regulat, ne odihnim și ne bucurăm de aerul curat și de soare. Cu toate acestea, vârsta și timpul nu iartă pe nimeni, așa că unele boli pot apare atunci când te aștepți mai puțin. Din ce în ce mai mulți oameni au început să aibă încredere în tratamentele naturiste, deoarece marea majoritate a medicamentelor din comerț pot avea și au reacții adverse asupra organismului. Cu doar două ingrediente puternice și naturale, putem crește capacitatea organismului de a lupta împotriva virusurilor și infecțiilor bacteriene, prevenind prin urmare zeci de boli. Luate separat, atât usturoiul cât și vinul roșu dețin proprietăți terapeutice însemnate pentru sănătate. Usturoiul, originar din Asia Centrală, este o plantă folosită ca aliment și condiment, însă reprezintă un adevărat remediu pentru multe afecțiuni, datorită conținutului bogat în peste 200 de compuși, aminoacizi, minerale precum calciu, potasiu, fosfor, magneziu, zinc, vitamine, vitamina B6, vitamina C, acidul folic și alicina, compusul sulfuros predominant care dă gustul și mirosul specific cu puternică acțiune antibacteriană. Usturoiul este recunoscut ca agent în prevenirea și ameliorarea afecțiunilor cardiovasculare, cu rezultate semnificative în scăderea tensiunii arteriale, în prevenirea aterosclerozei, în scăderea nivelului de colesterol și a trigliceridelor serice. Efectul antiaterosclerotic este atribuit capacității alicinei de a scădea nivelul de lipide de la nivelul membranei arteriale. Studiile au demonstrat că administrarea de usturoi contribuie la îmbunătățirea elasticității vaselor de sânge. Usturoiul este folosit în combaterea tulburărilor infecțioase datorită efectului său antibacterian pronunțat. S-a demonstrat că usturoiul exercită o inhibare diferențială între microflora intestinală benefică și enterobacteriile potențial dăunătoare. De asemenea, conține un număr mare de compuși bioactivi cu proprietăți anticanceroase, în special derivați sulfurici. Aceștia au efecte antitumorale variate, inclusiv inhibarea creșterii celulelor tumorale. În plus, protejează celulele împotriva stresului oxidativ, indus de radicali liberi și au rol în îmbunătățirea procesului de diviziune celulară. Bun antiseptic și vermifug, usturoiul este un panaceu utilizat în majoritatea afecțiunilor datorită efectului său antihemoragic, antisclerotic, antibacterian, antihelminitic și anticancerigen. Vinul roșu conține o mare cantitate de minerale, precum potasiu, calciu și magneziu și vitamine hidrosolubile ca B1, B2, B5 și B6. Cele din acest grup intervin în funcționarea sistemului imunitar și a sistemului nervos și mențin sănătatea pielii și tonusul muscular. Iar, într-o mai mică măsură, acid folic, vitamina B12 și vitamina C. De asemenea, consumul moderat de vin roșu are numeroase beneficii pentru sănătate datorită resveratrolului și flavonoizilor din compoziția sa. Resveratrolul este ingredientul minune care poate preveni îmbolnăvirea neuronală. Acesta face parte din categoria polifenolilor și are proprietăți antioxidante, combătând efectul radicalilor liberi, care accelerează procesul de îmbătrânire la nivelul creierului și nu numai. Bineînțeles, este contraindicat să consumăm vin roșu în cantități foarte mari cu scopul de a oferi protecție neuronală împotriva îmbătrânirii, întrucât alcoolul în cantități mari are efecte devastatoare asupra creierului și a întregului organism. Consumul de alcool favorizează stresul oxidativ și problemele ce apar odată cu acesta, mai ales îmbătrânirea prematură și riscul crescut de afecțiuni cronice.
Alte efecte benefice ale resveratrolului, pe care studiile le-au confirmat, sunt: combate inflamația și reduce astfel riscul de cancer, precum și de afecțiuni neurodegenerative. Contribuie la reducerea tensiunii arteriale la pacienții hipertensivi. Combate rezistența la insulină, prevenind astfel instalarea obezității, a sindromului metabolic și, bineînțeles, a diabetului de tip 2. Contribuie la ameliorarea durerilor articulare. Odată combinate cele două ingrediente, fac minuni pentru sănătate, întărind sistemul imunitar, purificând sângele, menținând sănătatea inimii și a vaselor sanguine, eliminând grăsimea și sarea din corp și totodată accelerând metabolismul. De asemenea, elimină colesterolul rău, crește rezistența la efort, dă energie și luptă împotriva diverselor infecții, însă mai presus de toate, acest remediu are puternice proprietăți de prevenire și combatere a diferitelor tipuri de cancer. Usturoiul și vinul roșu, puse împreună și lăsate la macerat timp de 2 săptămâni, într-un borcan cu capac, la loc răcoros, produc o licoare care face adevărate minuni. Ingredientele necesare pentru preparare: 12 căței de usturoi sau mai mulți dacă sunt mici, 1/2 litru de vin roșu de calitate. Cum se prepară usturoiul macerat în vin? Căței de usturoi, curățați și ușor zdrobiți, se introduc în borcanul cu vin roșu. Borcanul se închide ermetic, iar conținutul se lasă la macerat într-un loc întunecos, ferit de lumina soarelui, timp de 2 săptămâni, perioada în care preparatul se agită de 2 sau chiar 3 ori pe zi. După acest timp, elixirul se filtrează și se păstrează într-un recipient opac. Mod de administrare: se consumă 2-3 lingurițe de preparat pe zi, timp de 1 lună, iar după o pauză de 6 luni, tratamentul se poate repeta. Acest remediu combină proprietățile benefice ale usturoiului cu cele ale vinului roșu, din care rezultă o băutură capabilă să prevină mai multe tipuri de boli. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestui material. Sper să vă fie util și de folos. Dacă v-a plăcut, mă înclin în fața dumneavoastră și totodată vă rog să-mi acordați un like. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă mai aștept și cu alte materiale utile și folositoare, de aceea vă rog să vă abonați.